Dragi bihoreni, bună seara și bine v-am găsit la Prin Obiectiv. Invitatul nostru de astăzi este cunoscutul și îndrăgitul fotograf orădean Ovi de Pop. Ovi, bună seara, mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Bună seara, eu vă mulțumesc pentru ocazie. Ovi de Pop, un nume cunoscut în 2020, în Oradea și nu numai în numeroase țări, premiat, apreciat. Vreau să ne întoarcem puțin însă în trecut. Cum a început toată această poveste în urmă cu aproximativ 20 de ani? sunt și 30 de ani. Aveam clasa 8 -a când am început să cogetez cu fotografia. Mama a avut un uh, Smena 8, care îl și acum îl mai dețin. Uh, fiind un atlet de performanță, mergeam la diverse competiții, mai este competițiile naționale care se desfășurau sau la Pitești sau la București. Totdeauna ducem aparatul cu mine și fotografiam uh, uh, colegii mei la diverse probe atletice, plus în, uh, în taberele nesfârșite de la Mamaia sau de la Padiș, Sâna de Vale, totdeauna aveam aparatul la mine. Erai singurul cu aparat în acea perioadă? Avea și antrenorul nostru, domnul Pop Gașpar, lui mai avea și efectiv fiecare fotografia ce, ce vedea și dorea. Așa a început practic totul. Cum ai progresat sau care au fost primii pași spre a-ți dori o profesie din acest lucru. Am terminat educația fizică și sport și în timpul facultății deja am făcut firma de publicitate. Fiind constrins un pic financiar, părinții mei fiind muncitori aveau cum să mă susțină. Și prin anul 4 am făcut firma de publicitate care, evident, avea nevoie de diverse tipărituri, pliante, cataloge una alta și aveam nevoie să fac fotografii pentru fotografii de produs în special. Și chiar mă gândesc că multe foteluri care au apărut în acel moment, anii 90, eu le-am fotografiat primul. A fost a început, un boom atunci, imediat după Revoluție din acest Da, era nevo nevoie. Se erau fotografii care și acum sunt pe piață, care erau fotografi vechi, fotografi cu state. Eu, efectiv, îmi fotografiam mai mult pentru mine și pentru evenimentele mele. Prin anul 2000 am scos o revistă săptămânală de timp liber și informație culturală, unde evident participam la aceste manifestări și duceam aparatul foto și fotografiam pentru revistă, plus că în a apărut și internetul. Unde era evident, convenabil din punct de vedere financiar cu acea revistă în acea perioadă? În acea perioadă era chiar foarte convenabil pentru că era singura revistă din România săptămânal distribuită gratuit în locurile de fand, de distracție ale Oradiei și locuri de cultură, de cinematografe, teatre și filarmonica. dar. ales că acest... nu exista internetul, sau nu era atât de dezvoltat. Nu era internet și adică internetul exista dar cu costuri foarte mari, pe telefoane normal că nu era accesibil și oamenii în aceste locuri de socializare chiar că programul revista. săptămânii sau al lunii din punct da, de vedere cultural. Da, apăream de fiecare dată joia. Aveam la televiziunea locală TVS, în perioada respectivă, fiecare vineri prezentam evenimentele care vor fi în weekend plus săptămâna următoare. Era chiar o afacere, zic, bună, dar și și, și sezonieră, pe, pe de-o parte, pentru că era o zone, știi tu, perioada de ianuarie-februarie și perioada verii, când nu prea erau evenimente, dar se susținea din lunile bune. Ce-a urmat apoi? Cum te-ai dezvoltat? Deci ca idee ruptura mea față e ruptura am început să fac primele ghiduri turistice ale jățului Bihor în 2000, 2001, am scos după 1977 am, fost, am scos primul ghid turistic al Bihorului și după aceea primul ghid turistic al Oradei în epoca modernă unde evident era nevoie de fotografii, fotografii frumoase, bune, am cumpărat de la fotografii consacrație, fotografii gen Posmoșanu sau Claudiu Sabo, care aveau experiența fotografierii în adâncuri, în pește, adică. Iar ca să fiu mai ciudat și mai ieșit din evidență, am închiriat avion cu domnul Lupaș de la Aeroclubul din Oradea și cu dumnealui am zburat și am fotografiat toate monumentele de arhitectură din Oradea. Plus, A fost ceva inedit pentru Inedit pentru foarte multă lume, plus ziarele locale au tot preluat fotografii de la mine. Și uh, am făcut și județul Bihor și uh, având lista monumentelor de arhitectură, îți dai seama că și cărțile mele, cărților mele le-a crescut valoarea pentru că asemenea fotografii din unghiuri care nu erau accesibile populației, uh, vindea. Bine. Ai realizat numeroase monografii în toți acești ani. Vreau să te întreb cât de ofertant este județul nostru pentru fotografi? Pentru fotografia este foarte ofertant. Acum, dacă sărim în timp de vreo trei ani, fotograful Varadinum, pe care îl conduc alături de Adela Rusu, prietena mea fotografă, noi am început să invităm fotografi din diverse țări ale lumii să vină să le prezentăm. De pildă, am început cu Sălaju, aia e o zonă care o prezintă Adela și de vreo trei ani am început să facem tabără împreună cu Amedeu Bihor, tabele de prezentare ale județului Bihor, Discover Bihor, invitând fotografi de tale internațional, artiști fotografi, care pe banii lor au venit în România, în județul Bihor, în speță. Astfel, gândește că India, Singapore, Malezia, Turcia, Germania, Italia, Polonia, nici mai vine minte câți au fost. Am făcut câte echipe de câte zece iar aici s-au primit cazare și masă, pensiune de 300, deci nu, fără mari Cheltuie cheltuieli pentru administrațiile locale și acești domni au fotografiat frumusețile Bihorului. Foarte fascinați au fost. Chiar mă rugau să invit și pe unul și pe altul. În acest an trebuia să facem în septembrie această tabără, dar din cauza pandemiei s-a amânat. Deja aveam fotografi din Statele Unite, aveam unul din cei mai mari fotografi de travel din lume Danny Wong din Malezia. Efectiv, chiar în acea săptămână era liberă pentru el și când am văzut multitudinea de posibilități de a fotografia în județul Bihor a fost foarte încântat și a dorit să vină. Efectiv, cum am spus, pe cheltuiala lor, zburând toți până în Budapesta. Practic toate aceste imagini cu Bihorul, cu frumusețile noastre, ajung oarecum gratis în toate colțurile lumii. Datorită acestor rețele de socializare, plus că între timp, cum am zis, am început și o să Trimit la concursul foto. Asta totuși mulțumit domnului Tot de la fotoclubul Nuforu care a spus că am talent și a tot pistonat ca să trimit fotografiile mele la diverse saloane. Și de vreo șase ani au început să vină premiuțele, după aia premiile. Le mai și ții minte numărul? Da, datorită faptului că sunt foarte <laughs> dezordonat, am început să țin o listă în Excel și le țin așa minuțios cu dată cu premiul câștigat în ce țară, la ce concurs. Plus că aceste câștiguri se contabilizează prin a primi diverse punctaje internaționale pentru a intra în topurile mondiale și care contează pentru noi ca fotografi și ca jurați. Loc nou în acest an. În, anumite da, în 2019 am avut prilejul să acced locul nou atât la fotografia color cât și la fotografia negru. Singurul top mondial care este manageriat de către Photographic Society of America este un fel de listă ATP sau VTA ca la tenis doar că se ține o dată pe an și se acumulează toate punctajele fotografiilor acceptate în concursuri, fotografii premiate și activitate de jurizare. Ai lucruri preferate unde te duci să fotografiezi în județul nostru? În județul nostru, cum să, zic, fiind un patriot uh, local să de în cum să zic, de să zic, orade, atunci am găsesc noutăți, uh, dar în Bihor uh, sunt zonele, zona Beiușului, uh, care știm foarte bine că e o zonă frumoasă, ca, o zonă castică. Uh, mai de mult uh, preferam să bag și sub pământ și să fotografiez și acolo, mai nou, mai mult în aer sunt. Dar, cum am spus și acești invitați pe care chem sau pe cursanții mei, fac foarte mult Valea Crișului Repede, adică Defileul Crișului Repede, zona Șuncuș, și Vadul Crișului, care o prezint foarte mult, iar uh, altă zonă preferată este zona Remeți-Meziad-Roșia, în care avem foarte multe posibilități, de, pe lângă etnografie, uh, natură, uh, caving, deci avem foarte multe posibilități de a fătura biserici atât reformate cât și ortodoxe Cele de vechi, în special care a, sunt cele de lemn, da? așa. Plus zona folclorică foarte bogată, știm foarte bine că chiar și Dior a preluat acele cojoace renumite. Avem ce le arăta străinilor, dar chiar avem ce le arăta chiar orodenilor, pentru că Spre surprinderea mea, foarte mulți tineri nu cunosc, că nu cunosc nici măcar și un sau vadul Crișului, localități sau zone la doar 60 de km de Oradea, când îi duc în tabără și din 15 oameni nu au fost în viața lor nu au fost la Meziad. Pentru mine este ceva uluitor wow. că, că pot să-l arăt oamenilor ceva nou. Deci mă mulțumesc că efectiv nu-i duc în locuri care deja au fost. Toată lumea știe peștera și punct. Al câtelea val de cursanți ai în momentul de față? Acum al 37-lea, cei 37-a trupă. În acest an am reușit să primim de la Autoritatea Națională acreditarea pentru următorii patru ani. Cât durează un astfel de curs și ce învață ei aici? Acum, sunt cursuri pentru începători care țin de la două sau trei săptămâni, depinde. În general, fac în două săptămâni destul de intensiv, în sensul că zilnic îi stresez, sau chiar și în weekend, iar cursurile de avansați pot să țină de la o lună la o lună jumate, cu foarte multe posibilități de practică, mai mult fiind fotografia fiind un sport, între ghimele, practică, prefer să fac foarte multă practică cu ei, în studio sau chiar și pe Zoom facem parte de teorie. să vedere perioada aceasta da, mai, dificilă. mai dificilă. Știi că în se, se spune că e nevoie de obicei de 10 sau 20% talent, restul e completat de, de muncă, și cum muncă. e în fotografie? Fotografia e cel mai important lucru, mi se pare, să vezi, să anticipezi și să îți imaginezi viitoarea fotografie. Personal, foarte multe fotografii le creez chiar după un an de zile sau în laboratorul numit Photoshop. Folosesc foarte mult Photoshop-ul în am crea ideile pe care le visez, între ghilimele, dar practic foarte mult și fotojurnalismul. Îmi place foarte mult să surprind și să, să fiu cel care a a înghețat un, un, o fracțiune de secundă a unui eveniment care poate să aducă... Asta presupune să participi la foarte multe evenimente, să-ți rupi din da, timpul tău. Da, acum, am, din păcate, în acest an știm foarte bine că -au nu fost au evenimente fost evenimente da. și anul trecut, începând de la evenimente religioase până la orice tip de evenimente. am fost chemat, am, fost, am dus și cursanți cu mine de fiecare dată ca să își facă practica. Da, totdeauna găsești un, un sau un cadru care efectiv poți să-l lumii și, cum am spus, atât aceste rețele de socializare, pentru foarte mulți, ceea ce văd ei aici în județul Bihor, în România, pentru ei este ceva inedit și le place. Știi că suntem obișnuiți acum, toată lumea de câțiva ani are un telefon mai performant, un telefon mobil, un da. smartphone, cum, cum se numesc ele, suntem obișnuiți să mergem în anumite locuri, în anumite destinații și să facem fotografii. Ne poți recomanda câteva, să ne dea câteva sfaturi cum putem realiza o fotografie cât de cât reușită care să primească Apreciere. de, de aprecier pe Facebook, să-i spunem că ajutorul unui telefon mobil. De am spus că, adică nu spun doar eu, că o fotografie bună este cea care e bine luminată, cea care este bine compusă și cea care emite o emoție. Dacă aceste trei elemente se leagă, atunci fotografia este reușită. Trebuie să ne gândim că, într-adevăr, aceste gadgeturi sunt foarte performante. Aici doar efectiv trebuie să ai ochiul format și să l o Da. Ideea este că eu asta încerc la cursant să le explic că nu totdeauna contează gadgetul. Într-adevăr, pentru, să zicem, fotografia de sport sau fotografia de nature, natură, acolo ai nevoie de obiective foarte performante, de obiective foarte luminoase, rapide care costă foarte mult. Deci, pilă pe personal, eu sunt foarte slab la fotografia de natură. Asta uh, în natură înseamnă wildlife. Uh, 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 sărbăticie, sărbăticie. În afară de faptul că m-am scufundat cu rechini în Bahamas, nu prea am ce să trimit la concursuri. Uh, n-am răbdare să stau să prind un iepurar sau să zicem că am fost anul trecut sau acum doi, am fost la urși în secuime și am stat patru ore și n-am prins niciun că mai bine facem niște portrete sau chiar niște nuduri, că mai repede ne iese. Deci, pentru aceste, acest tip de, de, de fotografie ai nevoie de, de, de într-adevăr uh, să fie și uh, scula uh, foarte performantă. Dar, în rest, uh, poți să faci cu aparat de 10 megapixel, fotografie premiată, pentru că într-adevăr clipa. Trebuie să o îngheți și viziunea. Da. I-am demonstrat faptul că eu, după ce am 2010, să zicem, mandat cu firma faliment și am pierdut tot și nu aveam bani de nimic, am început cu aparatură Nikon de 4-5 ani să trimit la concursurile de fotografie cu obiective de kit efectiv și de zoom cele mai rudimentare, second-hand, și aveam premii față de alți fotografi care aveau cea mai nouă tehnologie în mână, dar nu știu să folosească. Aici, cum ai spus tu, trebuie să ai acele 20% să fie un pic de talent sau o viziune și după aceea contează foarte mult munca și, nu în ultimul rând, într-adevăr, acum nu știu în ce procentaj ar fi partea de tehnică. Să da, ai anumite dotări tehnice. Cât de greu a fost acel moment din, din 2010? F a fost foarte greu când acum nu, nu i-aș dori nimeni noi, mai ales că suntem în perioada în când așteptăm, între ghilimele, să vină nouă val de criză. Chiar este e ciclicitate de câte 10 ani. Nu-i plăcut să pierzi cam birou, spații, mașini și un altă să ți le ia banca și să dai oameni afară, te asta iarăși un lucru dureros că azi suntem prete, mâine îmi pare o cu să timp acasă. A fost o perioadă foarte, foarte grea. Încă și acum simt efectele pentru că prin împrumuturi de de piața neagră, ca să am așa așa să scapi, că nu te băgau în seamă, doar atunci băncile au prietene când au, ai bani, atunci te ajută. Efectiv, prin această metodă de piața gri am reușit să cumva să-mi să revin și să continui. Te gândi vreun moment să, să renunți în acele clipe? De multe ori. M-am gândit sincer, m-am gândit să mă angajez la stat, pentru că am văzut mulți prieteni de mei care lucrează de la ora 8 la ora... 14. E 14. au salarii mai mari decât aș putea eu să, să, produc ca privat. Pentru că, până la urmă, eu trebuie să fac rost de muncă, eu trebuie să dau salariile, eu trebuie să plătesc impozitele. Dacă aceste lucruri nu le fac, atunci efectiv pot să închid firma. Și am încercat să... Aici la firmă, -am ajutat și de colega mea Mirela, care e de vreo 16 ani în mine, să stăm pe linia de plutire. Acum am pe linia de plutire, pot să spun că așa este adevărul, dar mergem uh, înainte și fiind optimiști. Ai fotografia îți dă, arta asta fotografică îți dă un optimist pentru un că, impuls. că... Impuls. pentru că în fotografie totdeauna faci ceva nou și asta e frumusețea fotografiei. Sau a care ramul are arte pentru că totdeauna creezi ceva nou. Deci eu zic, bă, mâine poate creezi altceva nou, hai să mai dăm șansă zilei de mâine. Ai dezvoltat în ultimii ani și un cult al fotografiei nud fotografii foarte apreciate pe rețelele de socializare. cum s-a venit această idee și cât de greu e să, să faci acest lucru? Acum, ca oricui bărbat, normal că ne plac nudurile și eu ca fotograf am, știam că este un domeniu foarte greu, pentru că mulți, domeniu greu prin prisma lipsei de modele, prin prisma trecerii de la artă la erotic sau mintea omului ce se întâmplă și am, am încercat să intru pe acest segment, mai ales că sunt și căsătorit, în care soția să fie alături de mine și să mă susțină prin, și prin idei, pentru că multe fotografii ale mele premiate sunt fotografii nuduri conceptuale. Deci am încercat să desexualizez nudul și să merg într-un concept. Bine, normal că pentru să întrețin imaginea lumii care trebuie să dea acel like, merg și un pic spre erotic, dar doar pentru a menține acel feeling dar pentru competițiile internaționale trebuie să mergi cu ceva mai mult pentru că nu doar există femei frumoase sunt dar conceptele care trebuie să create prin nud sunt grele și aici întotdeauna am, am încercat să merg pe cele două linii, fotografia aeriană conceptuală și fotografia nud conceptuală, care să, să bată altfel față de ceea ce văd în competiții. Asta cum zic și eu cursanților, trebuie să îți creezi o cultură vizuală, să vezi cam care sunt tendințele pe plan internațional și să încerci să nu neapărat să copiezi, ci să uh, încerci să scoți ceva apropiat uh, și uh, Să-ți adaptezi practic munca de fiecare dată. Da. E greu să le convingi pe acele fete, acele modele? A de convins nu este greu prin prisma faptului că având premii și mai ales premii multe cu nuduri, fetele vin. Fetele vin pentru că multor le place pe faptul că hai că îi fotografiez eu, să spunem, și prin faptul că zic eu că mă comport destul de galant, plus că văd și ele că nudurile care ies cu ele sunt altfel decât sunt pe piață și plus că nu sunt vulgare. Cât de mult a avansat fotografia, tot acest domeniu? Vorbim și de resursele materiale, față de acum 30 de ani. Uf, acum știi cum e că ne uităm și la fotografii mai bătrâni decât mine, care efectiv erau fan film. Eu am prins varianta filmului, chiar am prins 10 ani în care era mea în care am fotografiat doar pe film. N-am fost adept al laboratorului, că nu plăcea uh, uh, partea chimică a lucrurilor, ce alții dezvoltau pentru mine. Îmi plăcea efectiv terenul. Um, am ajuns să... Uh, când mi-am cumpărat primul uh, digital, 98, care avea 0.75 megapixel, îți dai seama ce bucurie era și ce șmecherie era când scoteam acel aparat și vedeam pe mini-monitor ce vă fotografia și lumea era WOW, ce e asta? Și eu m-am simțit că, uite că eu am. Așa? Până la varianta în care uh, a venit acel hop uh, al meu când am pierdut tot și efectiv am pierdut uh, 3-4 ani, uh, anii când a apărut sără dronele și atunci atât am reușit să strâng câte 100-200 de euro să pot să zbor măcar cu avionul să am fotografie aeriene. Bine, bineînțeles de calitate mai bună decât ceea ce puteam face cu drona. Și acum uh, am reușit să uh, am două drone, una chiar uh, de calitate bună, adică fotografiile de calitate foarte bună, adică până la 20 de megapixel mă refer pentru competițiile mele. În general, uh, eu și așa și fac fotografiile pentru cărțile care le editez cu Oradea sau Gubihorul. Și pentru fotografii chiar și nuduri, nuduri, conceptuale geometrice pe care le folosesc, încastrat nudul în unele forme geometrice vezite dar de sus, care efectiv îți dă acea senzație de wow. E o pasiune costisitoare, fotografia, pentru ce aflați la început de drum, mă refer. Acum, dacă trag linia, aparatura este foarte scumpă. Eu, cum am spus, am riscat cumpărând foarte multe obiective second hand pentru că nu aveam bani de nou. Ceea ce mi-am mi dorit a fost să, aparatul să fie nou când îl cumpăr, eu să-l simt aparatul să fie nou. Obiectivele am riscat și mi-au ieșit. Am cumpărat multe second hand fără nicio problemă. Alții care își renunțau, renunțau la aparatură și efectiv mie îmi convenea prețul, le cumpăram. Deci dar și poate pentru că până mă te la bani și ți-am spus cu, cu, cu sume mici poți să creezi lucruri mari. Spune că ai ajuns după aproximativ 10 ani pe linia de plutire în momentul de față. Cum vezi viitorul? Tu de care ce? sunt planurile tale? Da, acum a, nu ne-am gândit că în acesta va fi așa de greu, mai ales că am și o fetiță de 3 luni. Ne-am gândit că anul acesta va fi un an de boom după anul trecut. N-am crezut că ciclicitatea asta se va menține, pentru că dacă bine ții minte, în anii 90 am un problema depozit pe alta, știi când s-a dublat dolarul, zona, a Dunării, dacă ții minte. După a venit anii 2008-2010, cu acea criză, așa, da. și după uite, suntem în 2020, Abia au trecut 10 ani și iară suntem, nu știi ce ne cine așteaptă, asta e just. Noi, ca firmă de publicitate, îți dai seama că lucrăm, lucrăm cu Horeca. am fost conectați cu ei, deja multe din, mulți din clienții noștri nu mai sunt și mulți dintre ei ne-au și lăsat în baltă cu banii, au rămas sumele încasate. Sper să cât de cât să ne menținem și sper să menținem, adică să menținem uh, firma pe linia de plutire. Dacă în 2008 uh, știam o treabă, uh, n-am crezut că uh, atunci că se închide tot, dar am continuat. Deci, efectiv, am dat faliment cu uh, o firmă și am continuat cu aceeași denumire. Deci n-am uh, schimbat firma zicem, Rând Nica SRL și am tot uh, firma asta, numele am păstrat, ceea ce pentru început a fost foarte rău imaginii, uh, mă referim rău imaginii la instituțiile uh, bancare Pentru că numele era. Credeam același nume care da. Și zic, om, le, eu am dat faliment pe bune, n-am uh, ascuns banii, deci eu asum falimentul. Chiar și în care măcar aveai păstrat anumite contacte care să te ajute să, uh, să mergi mai departe. Firmele, în firmele mari cu care lucraserăm atunci uh, au înțeles problema și au continuat să lucreze cu mine. Ideea în care tot, adică rezerve ce puteam să avem a fost că, într-adevăr, de la București, fiind într-o rețea cu revista respectivă, datoraseră niște bani și am reușit să scot din ei să pot să dau un avans pentru o imprimantă nouă. Deci, în plină criză, când am dat faliment, am reușit pe firma nouă datorită datoriei lor, care nu mai nu era de 10 ori mai mare decât am primit de la dânsii, am reușit să cumpăr o imprimantă nouă și astfel am putut să mă păstrez pe piață și clienții au observat acest efort în a păstra calitatea în detrimentul prețurilor care deja se practicau, pentru că deja piața și prețurile au scăzut și noi trebuia să efectiv să păstrăm calitatea, pentru că firmele erau mari cu care lucram. Important e practic să nu renunți Acesta ar fi mesajul. Vreau să spun tuturor tot, că sănătos să fim, asta e cel mai important, zic eu, și să ne rămâne cel mai bine timpul, că timpul și sănătatea nu le aduce înapoi așa. Am zis că greutăți mai grele, mai mari sunt la ceea, că ca într-adevăr care se îmbolnăvești și asta încercăm să evităm. Dacă suntem sănători eu zic că putem trece peste orice. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea în emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare. Noi ne revedem în miercuri la o nouă emisiune prin obiectiv.